Ce vietate mai ești asta? Miriam! Trezește-te! Miriam! Dorme copilul ăsta și dorme! Miriam! Lasă-mă în pace! Miriam! Pot să dorm și eu un pic mai mult! Aha! Deci nu te trezești, da? Acuș! Eu, pentru că sunt expertă. Stai, Acuș, te-ar duce, ești o noroasă! Ce se întâmplă în casa aceasta ciudată? De ce nu-mi permit să dorm cât vreau eu? Tu-mi controlezi mie toată viața! Dragă Miriam, la mătușa Viviana există un program după care noi ne începem și ne terminăm ziua. La mătușa Viviana, popiturile sunt interzise. Trezirea va avea loc în fiecare dimineață la ora 7:30. Obligatoriu, ne spălăm pe dinți. Clar! Eu asta fac în fiecare dimineață! De asemenea, mătușa te va învăța să gătești și să mănânci sănătos! Când eu servesc cafeluță și stau un pic pe Facebook, rog să fie liniște mortală! Mătușa Viviana, dar ce? Ai internet? Păi desigur, am internet aici! Sus pe acoperiș, mă urc așa! 10 minute? Am înțeles! Pe acoperiș prinde internetul? Vezi, să-mi stai cocoțat acolo pe acoperiș toată ziua. Ți-am rătățit! Ok, am înțeles! Nu voi sta toată ziua cocoțată acolo! Te voi învăța să fii fată gospodină! Să-mi plătești! Vine iarna, trebuie ciorăpei călduți! Ce? Eu să mă învăț să plătesc? Mătușa Viviana te va învăța să sădești flori în grădină, să fii fată gospodină! Aole, mătușa Viviana, eu să pun flori? Niciodată nu m-am ocupat cu grădinăritul! Ies, mătușa Viviana, câtă viță de vie are! Și vom strânge strugurii! Mie-mi place să mănânc struguri, dar nu să-i culeg! Mătușică, sunteți așa stresată! Ce ziceți dacă eu vă voi face frumoasă? Poftim, intrați în salonul meu! Aici vă veți relaxa la maxim, vă garantez! Păi, eu nici nu știu ce e la salon. Acuș mă va face frumoasă. Am emoții deja. Acum un pic vă voi tuna părul. În oglindă vă veți uita la sfârșit. Am așa emoții. Ce? Sunt gata. Poate nu știu să mă văd în oglindă. Am așa emoții. Mi se scoate inima și atașament. Acum, ultima procedură. Hai. Ce? Sunt gata? Abia aștept să mă vând. Da, puteți să vă uitați în oglindă. Ta-da! Vă place? Ce ai făcut cu părul meu? Ce? Vor zice lumea din sat de mine? Mă vor râde toți! Aoleu! Ce păr lung am avut eu! Stai că te prind eu! Fede! Vino aici la mine! Lasă-mi să te arăt eu ție!
ție! Mătușa Viviana, vă explic totul! Stai! Mătușa Viviana, vă explic totul! Acum așa este la modă! Ce modă? Ciudat aveți voi! Arăt ca o păpușă! Mătușa Viviana, eu păi stai! Oricum te găsesc eu pe tine! Și te voi corecta!